Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește că termenul limită până la care rentierii agricoli ori împuterniciții pot transmite documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricole este data de 31 august 2020. Documentele de rentier agricol pot fi vizate online cu precizarea că aceștia să-și trimite documentația pe mail și aici ne referim la carnetele de rentă agricolă, la copia după buletinul de identitate și în cazul persoanelor la care au intervenit modificări la contractele de arendă, vor trebui să prezinte contractele de arendă noi. La Centrul Județean Mehedin sunt înregistrați un număr de aproximativ 250 de rentieri agricoli. Pentru persoanele cărora li s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen, până la 3 ani de la data limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces către moștenitorii acestora.